Salutare, prieteni! Dacă este vară, este cald, toată lumea are poftă de un antrocot pe grătar. Și bineînțeles, alături de un sos bernez făcut de casă, este minunat. Și tot astăzi o să facem și unt cu ierburi aromatice, astfel încât atunci când antrocotul nostru se va odihni un pic, o să-l punem deasupra și o să lăsăm untul să își facă treaba așa cum știe el cel mai bine. Deci haideți să trecem la treabă! Pentru sosul bernez avem nevoie de câteva crenguțe de cimbru, câteva crenguțe de tarhon, o ceapă eșalot pe care o vom tăia foarte, foarte mărunt și câteva poape de piper negru. O să punem să se reducă alături de un vin alb. Deci am pus aici cimbru, tarhon, un pic de eșalot, după care adăugăm câteva boabe de piper și acoperim totul cu vin. Dăm la foc până se reduce la jumătate. Între timp o să facem amestecul de unt cu ierburi. Eu am ales untul semisărat. Este foarte bună, va aduce și un pic de aromă preparatului nostru, este suficient. Să zdrobim untul, este unt lăsat la temperatura camerei. Zdrobim un pic, după care câteva crenguțe de tarhon, o să le tocăm foarte, foarte mărunt. Câteva crenguțe de pătrunjel, facem același lucru. Cozile de pătrunjel puteți să le adăugați aici în amestecul de la bernez ca să se infuzeze cât mai bine aromele. Iar ierburile le tocăm foarte, foarte mărunt. Și amestecăm totul cu untul. Astfel încât să obținem o pastă de unt cu ierburi aromatice. Dacă doriți, puteți aici să adăugați și usturoi, să adăugați diferite condimente pe care le doriți. Puteți să adăugați ghimbir. Puteți să adăugați fel de fel de noazet, de nuci. Iar apoi o să-l rulăm ca să obținem niște o formă cât de cât corectă. Deci untul acesta puteți să-l păstrați în frigider ca oricare alt unt și să-l folosiți de fiecare dată când aveți nevoie, chiar și la alte preparate. De ce nu? Vita am scos-o câteva ore înainte, am scos-o afară la temperatura camerei pentru a avea o temperatură corectă atunci când o vom pune pe grătar. Eu am aici toate ingredientele, le voi amesteca într-un bol, după care o să îmbrac Vita cu toate ingredientele posibile. Să adaug sare, adaug și un pic de ghimbir, boabe de piper negru. Puteți și să le mixați toate aceste ingrediente dacă doriți. Eu asta și voi face de fapt.
Aici sunt niște semințe de muștar, de muștar alb și muștar galben. Muștar negru și muștar galben. Mai adaug niște boabe de piper negru, după care le voi mixa și o să îmbrac bine antrocotul cu aceste ingrediente. Și haideți să-i dăm cărnii gust și savoare. Îmbrăcăm foarte, foarte, foarte bine fiecare nerv, fiecare firișor de carne. Masând prin mișcări foarte profunde și puternice. Însă nu puneți sare în exces, este foarte important să nu vă greșiți cu sarea, pentru că riscați să aveți o carne sărată. Iar dacă carnea e sărată, nu mai putem face nimic. Și înrobăm bine cu... Și lăsăm așa. Până când credem că focul este gata. Dar haideți să verificăm dacă focul este gata. Reducția noastră este gata, am oprit focul și voi recupera toate ierburile pentru că nu avem nevoie. Și așteptăm să se răcească această reducție de vin. Pentru că dacă adăugăm ouăle, acum riscăm să se coaguleze foarte repede. Iar preparatul nostru va deveni o omletă și nici de cum un sos, așa cum avem nevoie. Deci lăsăm totul să se răcească. Iar dacă doriți să scăpați de aceste boabe de piper, puteți să treceți totul printr-un chinez. Mie îmi place, eu prefer să le las așa, dar voi faceți așa cum vă doriți. Pentru sosul bearnaise avem nevoie și de 4 gălbenușuri de ouă. Peste gălbenușurile noastre adăugăm puțină apă, punem crateța pe foc, cu ajutorul unui tel de bucătărie, o să amestecăm în continuu pentru a nu lăsa ouăle să se coaguleze. Cel mai bine este să amestecați în formă de opt. Astfel încât să ouăle noastre să nu se coaguleze. Iar secretul, un alt secret este că eu pun mâna mereu pe cratiță și atunci când simt că este la temperatură foarte mare, dau un pic de pe foc și continui să amestec astfel încât ouăle mele să îmi ofere o cremă și nici de cum altceva. Vedeți? Dacă observați, pe fundul tigăii nu avem un nou coagulat. Deci asta este foarte important. Trebuie să obținem o textură destul de cremoasă și aerisită. Cam asta este textura finală. Acum rămâne doar să tăiem mărunt tarhonul și să adăugăm deasupra. Pentru a tăia cât mai mărunt tarhonul, încercați să îndepărtați frunzulițele de tulpină, astfel încât atunci când le tăieți, o să aveți o textură foarte, foarte finuță. Tarhon adăugați în dependență de gustul pe care doriți să-l obțineți. Dacă doriți un gust mai intens de tarhon, atunci adăugați mai mult. Dacă doriți un gust mai lejer, adăugați mai puțin. Deci totul este la bunăvoința dumneavoastră. Pentru garnitură am ales niște ardei gras pe care voi pune pe o lamă de grătar. Și o să-i facem împreună cu carnea. Up.
iau toate ingredientele necesare, un pic de sare și haideți afară. Punem ardeii pe foc. Carnea este gata, la fel și legumele. Haideți să punem untul deasupra, așa cum v-am promis. După care o să trecem la degustare. Punem untul peste carne. Felii foarte micuțe. Eu tai împreună cu folia, dar după aceea o scoateți, da? Să nu îmi spuneți că nu am scos folia. Așa. Lăsăm totul să se topească, carnea să se odihnească. Iar apoi tăiem carnea împreună. Nu știu cum voi, dar eu sunt nerăbdătoare să gust și să văd ce bunătate de carne a ieșit aici. Dacă faceți și voi preparatul ăsta acasă, invitați-mă și pe mine, pentru că vreau data viitoare să ne regalăm împreună. Numai bine vă doresc, dați like, distribuiți și ne vedem data viitoare!